Slăvit să fie Domnul! Fraților și surori, suntem într-o zi specială, o zi foarte importantă pentru noi ca oameni ai Domnului și în special pentru faptul că noi recunoaștem că suntem botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și așa cum spunea cineva, mi-a plăcut foarte mult, un om al lui Dumnezeu din secolul trecut, semnul creștinismului adevărat este limba de foc și nu crucea. Să știți, asta e adevărul. Crucea a fost semnul blestemului pentru Domnul Hristos și pentru creștinism, pentru trupul lui Hristos. Dar după ce Domnul s-a înălțat la cer, a coborât Duhul Sfânt pe pământ și limbi de foc, spune Scriptura aici în Fapte 2, au fost văzute împărțindu-se printre ei și au început să vorbească în alte limbi. Așa că, fraților și surori, haideți să căutăm focul Duhului Sfânt. Acum, așa că într-o introducere la tema de astăzi, tema de astăzi putem să o intitulăm Realități din ziua 51. Pentru că erau în ziua 50 acolo. Dar au trecut timpurile și noi suntem, din punct de vedere istoric, după calcule, în ziua 50. Dar, din punct de vedere practic, noi suntem în ziua 51, în ziua aceea care se prelungește până va veni Hristos Domnul, ziua așteptării lui Dumnezeu, ziua aceea fără soare, fără lună și fără ceas. Este o zi a așteptării lui Dumnezeu. Dar haideți să ne uităm puțin, pentru că trebuie să clarificăm niște aspecte în această zi 51, să vedem unde erau ei atunci și unde suntem noi acum. Pentru că s-a terminat cu ziua 50, în fapt, în capitolul 2. Dar spune în versetul 42 că ei stăruiau în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii, rugăciuni. Și apoi, zicem, fiecare zi erau nelipsiți de la templu. Înseamnă că experiența din Fapte, capitolul 2, începând cu versetul 1, s-a prelungit în viața lor. Știți ce îngrijorare trebuie să avem noi? Facem, organizăm stăruință câte 2-3 zile pe an, să zic, sau poate 6 zile, sau poate o săptămână sau o lună. Ori Biblia nu ne dă dreptul să facem lucrul acesta decât să avem o viață de stăruință înaintea lui Dumnezeu. Deci nu-i de ajuns, fraților și surori. Bineînțeles că Domnul se bucură și pentru o săptămână de stăruință. Dar spune aici că ei stăruiau și nu ne dă că 3 zile, 5 zile, o săptămână, o lună, un an. Ei stăruiau și gata. Nu mai trebuie noi, măi, am făcut 3 zile de stăruință, slăvit să fie Domnul, a fost extraordinar și revenim iarăși la starea aceea de oameni căldicei, recădem în letargie și Domnul se necăjește, se supără pe noi. Și nu-i bine, nu-i bun lucrul acesta. Ori noi trebuie să rămânem într-o stăruință în învățătură, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni și Domnul așa va face semne și minuni în biserica noastră, fraților și surori. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Haideți să intrăm puțin așa în textele biblice și să vedem ce înseamnă cincizecimea. Într-o introducere mică, așa scurtă, ce înseamnă cincizecimea? Cincizecimea, spune Levitic capitolul 23, era o sărbătoare a roadelor. O sărbătoare a roadelor. Și gândiți-vă, spune aici, sunt instituite sărbătorile în Israel, de la versetul 15 în jos, ei au instituit-o la intrarea în țara făgăduinței, ne spune versetul 10, când veți intra în țara pe care vă dau. Și spune, când veți secera semănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârgă a secerișului vostru. Anume, sărbătoarea cincizecimii pentru evrei, că pentru ei discutăm aici, pentru evrei era foarte importantă, pentru că era o sărbătoare a roadelor. Era adus înaintea lui Dumnezeu un snop și spune versetul 11, preotul lua acest snop și legăna în fața Domnului. Și rostea o rugăciune și spunea, Doamne,
Îți mulțumesc frumos că Tu ne-ai dat biruință, ne-ai dat roade, ne-ai binecuvântat în țara aceasta în care noi am intrat. Imediat spune versetul 15, de a doua zi după sabat, din ziua când veți aduce snopul ca să fie legănat, să numărați 7 săptămâni întregi. Să numărați 50 de zile până în ziua care vine după al 7-lea sabat și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Și ce era acest nou dar de mâncare? Să aduceți din locuințele voastre 2 pâini, ca să fie legănate într-o parte și alta, să fie făcute cu 2 zecimi de efă din floarea făinii, coapte cu aluat. Acestea sunt cele din tâi roade pentru Domnul. Deci, Domnul le spunea, când veți intra în țară, aduceți un snop. După ce ați luat și ați dus grâul și l-ați bătut, l-ați dus la moară și l-ați măcinat, faceți 2 pâini și aduceți-le primele 2 pâini din Israel înaintea lui Dumnezeu și mulțumiți lui Dumnezeu că v-a dăruit pâine. Și apoi spune, 7 miei de un an fără cusur, un vițel, 2 berbeci. Și erau multe lucruri care trebuiau duse acolo, nu vreau să insist asupra lor. Dar trebuie să reținem acest aspect. Sărbătoarea cincizecimii era o sărbătoare a roadelor. După Paște, trebuiau să numere acele 49 de zile, 50 de zile, în a 50-a zi ei trebuiau să aibă această sărbătoare pe care noi o numim cincizecime sau rusalii. Ce importanță avea acest lucru? Se vorbea în chip simbolic despre mielul de Paște sau mai precis despre bobul de grâu despre care spunea Domnul că dacă moare aduce multă roadă și vorbea despre sine. Ori în ziua aceea a lui, bobul de grâu sau snopul acela care era legănat înaintea lui Dumnezeu îl reprezenta pe Domnul Hristos. El a murit pe cruce și a dat viața pentru noi, a fost zdrobit în moara suferinței și a morții pe care Dumnezeu a rânduit-o în dreptul lui. Și imediat după 7 săptămâni, după 50 de zile, trebuia să vină această sărbătoare a cincizecimii a rusalilor, în care să fie aduse înaintea lui Dumnezeu 2 pâini. Și aceste 2 pâini au simboluri diverse. Putem să spunem că sunt neamurile și evreii care împreună sunt aduși înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă, ca un prinos. Putem spune multe lucruri, nu ne interesează lucrul acesta. Ceea ce e foarte important este acest lucru. În ziua cincizecimii, în ziua rusalilor, trebuia să se facă o nouă sărbătoare înaintea lui Dumnezeu, să fie adus iarăși grâul, dar de data aceasta prelucrat și prefăcut în pâine înaintea Domnului și prezentat acolo și legănat de către mâinile preoților, plus 7 miei de un an fără cusur, un vițel, 2 berbeci și jertfă de mâncare. Ori observați, pentru evrei era această semnificație specială, este o sărbătoare a roadelor. Pe lângă această semnificație mai exista pentru ei sărbătoarea legii sau a dării legii. În Exod, în capitolul 19, dacă o să calculăm acolo, exact în ziua cincizecimii ei au primit legea la muntele Sinai. Ori pentru noi, ca oameni ai lui Dumnezeu, ce semnifică, și mai era încă o semnificație a acestei sărbători a rusalilor a cincizecimii, era o sărbătoare a eliberării, era prevestită prin prorocul Isaia în capitolul 61, că va veni o zi în care Dumnezeu va elibera pe poporul lui din păcatele lui. Pentru noi, ca oameni, ca și pentru biserica primară, ce anume semnifică această sărbătoare a cincizecimii sau rusaliile? Este foarte important să înțelegem lucrul acesta, pentru că spune aici pogorârea Duhului Sfânt. Și apoi, versetul 1, în ziua cincizecimii, toți împreună în același loc, vine din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și putem nota aici că vântul, spune și Scriptura, bate dintr-o parte în alta, dar din cer niciodată n-a suflat vântul, decât atunci. Și, fraților și surori, gândindu-ne că Dumnezeu, locuința Lui este în cerurile cerurilor și încă nu-L pot cuprinde cerurile, și făcând o legătură cu grădina Edenului, cu momentul în care Dumnezeu suflă în nările omului suflare de viață,
Și cu momentul în care Domnul Hristos merge în camera de sus și suflă spre ucenici și le spune, luați Duh Sfânt. Aici la cincizecime se repetă această operație și Dumnezeu din cer suflă asupra bisericii puterea Duhului Sfânt. Pentru că vântul bate din miază zi, miază noapte, nord, sud, est, vest, din cele patru puncte cardinale, vorbind în mod natural, ca forță naturală, ca forță a naturii, ca fenomen al naturii. Dar din cer niciodată n-a suflat vreun vânt puternic decât atunci când Dumnezeu a suflat viață asupra bisericii sale, slăvit să fie Domnul. Și asta s-a întâmplat și spune aici că a venit din cer un sunet și era ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde erau ei. Și niște limbi ca de foc. Uite, cele mai destructive fenomene ale naturii au conlucrat aici. Vântul, vijelia, focul, sunetul, ceva extraordinar. Și fiecare a început să vorbească în altă limbă, după cum le da, spune versetul 4, Duhul să vorbească. Ori, o a doua întrebare, extrasă tot din textul nostru, ce înseamnă botez? Și o să mergem la a treia întrebare să vedem ce înseamnă botez în Duhul Sfânt, pentru că e important pentru noi. Ce înseamnă botez? Botez, tot vorbim despre ziua cincizecimii, despre coborârea Duhului Sfânt, despre botez. Ce înseamnă acest cuvânt botez? Cei care cercetează Noul Testament spun în felul următor, există cel puțin cinci semnificații ale cuvântului baptizo. Baptizo, a scufunda, așa este prima semnificație, este mai generală, dar cinci lucruri particulare putem vorbi despre acest cuvânt, baptizo, a boteza. Anume, primul lucru, atunci când un vopsitor, gândiți-vă la Lidia care era vânzătoare de purpură, purpura era un material muiat în sânge de scoică și era culoarea aceea frumoasă, purpurie. Când un om care se ocupa cu textile, un vopsitor, lua un material și îl muia în vopsea, el spunea, eu botez acest material, îl scufunda în vopsea. A doua semnificație, când o corabie mergea prin mijlocul mării, pornea furtuna, avea avarii grave, și începea să se scufunde. Imediat fugeau marinarii și spunea, baptizo, baptizo, a se scufunda, se scufundă corabia noastră, e problemă mare. Merge sub nivelul apei. A doua semnificație. A treia semnificație. Când un om avea datorii mari și veneau datornicii și băteau la poartă și spuneau, plătește-mi. Și el zicea, nu pot, îs peste cap scufundat în datorii. Așa de mult trebuie să-ți plătesc încât nu am să-ți plătesc și scufundat, botezat în datorii. Erau semnificații ale vremii de atunci, fraților și surori. 4. Când un burete intra într-o apă, era aruncat în apă și apa intra în buretele acela, se numea că este botezat. Și asta e o semnificație interesantă. Și 5. Când un om mergea pe un câmp de bătălie și era lovit din toate părțile, de săgeți, de săbi, de sulițe și era plin cu sânge, așa cum a fost trupul Domnului nostru Iisus Hristos, se numea botezat în sânge. Ori, trebuie să înțelegem lucrul acesta, pentru că vin foarte mulți și încep să discute și să spună, botezul cu Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt l-ai primit când ai fost botezat în apă. Fraților și surori, într-adevăr, când ai fost botezat în apă, apa a trecut peste tine, o secundă, două, cât ai fost ținut sub apă. Dar asta nu înseamnă că Duhul Sfânt era în apă și că a intrat și Duhul Sfânt în tine, nu. Ci așa cum un vopsitor muia acea materie în vopsea, cum un burete intră în apă și apa intră în el, așa trebuie noi să stăm la dispoziția Duhului Sfânt. De aceea Biblia numește puterea asta Duhului Sfânt o apă vie.
Pentru că noi trebuie să intrăm în această apă vie, așa cum spune Ezechiel în capitolul 47, și nu să fie până la glezne sau până la genunchi sau până la brâu, ci să treacă peste creștetul nostru, să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să fim în Duhul Sfânt și Duhul Sfânt să fie în noi. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Că spune despre Gedeon. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Sfânt, dar în altă traducere, un traducător foarte inspirat a spus, Duhul Sfânt s-a îmbrăcat cu Gedeon. Frumos, frumos! Atunci când Duhul Sfânt vine și intră în tine, atunci numai că te îmbracă în putere, ci se îmbracă El cu trupul tău pământesc, pentru că El este Dumnezeu. Și de aceea Domnul Hristos a ales opțiunea cea mai inspirată a cerului, să plece la Tatăl și să vină Duhul Sfânt și să locuiască în sute, în mii, în milioane de oameni, ca Dumnezeu să facă din fiecare un fiu al celui preanalt, slăvit să fie El. Mergem mai departe cu a treia întrebare, ce înseamnă botez în Duhul Sfânt? Important lucrul acesta pentru noi, pentru că vin unii fraților și surori și demoni de ăștia deștepți, care vin și citesc Biblia și ne bagă tot felul de strâmbe, cum zicem noi, ne spun tot felul de piedici. Și Domnule, zice, Fapte în capitolul 2, ai citit tu cuvântul botez în Duhul Sfânt? Și citiți, fraților, că nu găsim în Fapte în capitolul 2 această sintagmă, botezați cu Duhul Sfânt. Și atunci ce facem? Plecăm capul și zicem, Domnul să te binecuvinteze, mai luminat pe... Nu. Biblia ne luminează, nu oamenii care sunt atei și poate semi-atei și nu cred în ceea ce Biblia spune. Haideți să citim, haideți să ne edificăm, haideți să înțelegem puțin ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Apare sau nu apare în Biblie? Apare, fraților și surori, și Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul ăsta, că noi nu inventăm cuvinte, că atunci Domnul ne inventează și nouă iadul și vai de noi, noi nu facem asta, nu. Haideți să citim puțin, în mod explicit, în cele patru evanghelii, scrie botez în sau cu Duhul Sfânt. Și am ales din cei patru evangheliști, l-am ales pe Ioan. Pare puțin mai profund în ceea ce vorbește aici. În Ioan, în capitolul 1, spune versetul 32 și 33 așa. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, observați, botezul cu apă e notat în Biblie și în multe texte, mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Amin? Deci, fraților, scrie botez cu Duhul Sfânt în Biblie. Uite că scrie, dar mergem noi imediat mai aproape să vedem. Pentru că observați că aici face o trimitere Ioan Botezătorul la un eveniment din istoria poporului evreu, când la Moise s-a dus Domnul și a zis, ți-e prea greu, ia tu 70 de oameni și ei iau din Duhul care este peste tine și îl pun peste toți. Și toți au început să prorocească, spune Scriptura acolo, chiar și doi care n-au vrut să meargă, că au crezut că ei sunt prea, știu eu, neînsemnați, s-au zmerit. Domnul a zis, și pe voi vă botez cu Duhul Sfânt. Și a venit Duhul Sfânt peste ei și au început să prorocească. Ori despre Hristos aici, în capitolul 3, spune Ioan, zice, lui nu-i se dă Duhul cu măsura, pentru că a venit Duhul Sfânt din cer, s-a coborât, s-a oprit asupra lui și el care are plinătate poate să dăruiască. Și chiar și apostolul Petru preia această idee și spune, el a turnat ce vedeți și auziți, cel care stă la dreapta Tatălui, Fiul lui Dumnezeu. Mergem mai departe și haideți să vedem în Fapte, în capitolul 1, că poate ori veni unii și ori zice, da, în Fapte nu scrie, ba da, scrie. În Fapte, în capitolul 1, spune versetul 4 și 5 așa. Pe când se afla cu ei, cine? Hristos. Le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt.
Acum, iar o întrebare din versetul ăsta, așa într-o paranteză. De ce Domnul nu le-a spus lor că peste 10 zile, sau peste 15 zile, sau peste 40 de zile? Știți de ce? Ca ei să nu se lenevească. Domnul, după 40 de zile, se înalță la cer. Mai urmau 10 zile și Domnul știa clar în ce zi și în ce moment trimite Duhul Sfânt pe pământ. Ori le-a zis, nu după multe zile, treaba voastră este să vă rugați, să stăruiți, să-L cereți și treaba mea este să-L trimit. Că dacă Domnul mi-ar zice mie, vezi că mâine te botez cu Duhul Sfânt, m-aș duce și aș dormi și mă duc numai la stăruință, n-o dăm, Doamne, că mi-ai promis. Dar nu se poate așa ceva. Ei trebuiau, datoria lor era să stăruiască, datoria lui Dumnezeu, că El s-a legat cu propriul cuvânt, era să trimită Duhul Sfânt. Și observați că scrie aici, nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Foarte clar, nu mai avem îndoieli. Și este explicit în cuvântul lui Dumnezeu acest lucru. Dar putem să-l deducem din Cartea Faptele Apostolilor și implicit. Există unele cuvinte dedicate botezului, și anume, aici în capitolul 2 spune versetul 4, toți s-au umplut cu Duhul Sfânt. Sau spune mai târziu, erau plini de Duhul Sfânt. Sau Petru, plin de Duhul Sfânt, și așa mai departe, plinătatea. Și am găsit la un moment dat în istoria, este caz special, dar este frumos, în istoria convertirii lui Pavel. În fapt, în capitolul 9, versetul 17, spune așa, Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai și m-a trimis ca să-ți capezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Dar nu scrie aici botez cu Duhul Sfânt. Însă mai târziu observați că Pavel reia tema și spune, eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Dar de când? Păi de atunci, de când și-a pus mâinile Anania peste mine și s-a rugat și Domnul a venit și m-a botezat cu Duhul Sfânt. Dar mai explic. Putem deduce din textul din Fapte capitolul 11. Ajunge Petru în fața mai marilor bisericii din Ierusalim și toți îl iau la rost. Măi, dar tu te-ai dus la Corneliu în casă? Dar de ce te-ai dus acolo? Dar ce s-a întâmplat acolo? Și Petru începe să vorbească și le istorisește. Și zice în versetul 15, cum am început să predic, să vorbesc în casa lui Corneliu, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, atenție, ca și peste noi la început. Despre ce este vorba aici? Care este acest peste noi la început? La început, la ce se referă? Tocmai la fapte 2, când a coborât Duhul Sfânt și i-a umplut pe toți și vorbeau în alte limbi. Și atenție, versetul 16, Petru face legătură între versetele Bibliei, Duhul Sfânt îi aduce. Mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis? Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Fraților și surori, mai avem vreo îndoială? Adică în capitolul 2 spune umplere, dar nu scrie botez cu Duhul Sfânt. Dar aici în fapte 11 spune i-a umplut și exact cum a zis Domnul, au fost botezați cu Duhul Sfânt. Ori observați că umplerea, plinătatea aceasta, și bineînțeles când vine Domnul prin Duhul Sfânt și vasul dă pe din afară, atunci începe omul să vorbească în alte limbi și sunt celelalte cazuri pe care le știți din fapte, din cartea aceasta minunată a lui Dumnezeu. Dar ce e foarte important pentru noi? Atunci când vine Duhul Sfânt, începând cu ziua 51, fraților și surori, sunt cel puțin 4 de M, așa i-am numit eu, pe care putem lua ca efect al lucrării Duhului Sfânt în viața bisericii. Primul lucru, atunci când vine Duhul Sfânt în biserica lui Dumnezeu, aduce mesaj. Este foarte important, fraților și surori, pentru că am întâlnit oameni în bisericile noastre care spun că Dumnezeu nu mai vorbește astăzi. Ba vorbește, dar nu știi tu că vorbește. Asta e problema. Dumnezeu vorbește la cel care ia seama, numai că omul nu vrea să ia seama. Și cel mai cumplit surd e ăla care nu vrea să audă. Măcar la unul care vrea să audă, te duci la medic, se facă operație. De la ce nu vrea să audă, poți să mergi la toți medicii din lume, că pe la nimeni nu-l mai face să audă. Ori aici, când coboară Duhul Sfânt, Dumnezeu aduce mesaje, fraților și surori. Vine peste Petru, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, începe să vorbească. Petru a vorbit de la el sau de la Duhul Sfânt?
A predicat. Ce predică minunată a rostit Petru aici. Predica lui Petru ar fi minunat să o studiem odată, doar predica aceasta. O apărare. Intră Petru într-o apărare a lucrării lui Dumnezeu de la versetul 14 la 21 și începe să apere Petru cu sabia cuvântului lui Dumnezeu, sabia Duhului, cu Biblia, cu versete din Biblie și le spune: știți voi ce a spus prorocul Ioel? Eu intru acum prin Duhul Sfânt în apărarea lucrării Duhului Sfânt, că Duhul este peste mine și eu vin în fața voastră și vă spun, în zilele de pe urmă, zice Domnul Dumnezeu prin Ioel, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii, fetele, bătrânii, tinerii, toți vor vorbi din partea lui Dumnezeu. Fraților și surori, mai vorbește Dumnezeu și astăzi. Doamne, cercetează-ne să înțelegem lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu vorbește numai celui ce ia seama, cum spune un autor creștin și adevărat lucrul acesta. Am fost în misiune, mi-a plăcut experiența asta undeva prin Republica Moldova și mi-au povestit frații acolo de o fetiță de 12 ani care prorocea, a vorbit la un moment dat din partea lui Dumnezeu. Mare minune! A salvat o localitate întreagă, bătrâni, tineri, copii trebuiau să fie executați de hitleriști, că au intrat acolo nemții și vroiau să execute pe toți. Și iese o fetiță de 12 ani în fața lor și strigă în limba germană: ordin de la marele stat major, nu executați pe nimeni! S-au speriat oamenii ăia și le-au dat drumul la toți și au zis: Dumnezeu este cu voi! Fetița nu știa să le explice în limba germană nimic, dar Duhul Sfânt a știut să vorbească. Domnul să fie slăvit și să mai trimită mesaje în biserică, fraților. Pentru că în timpul lui Noe, și este o vorbire simbolică acolo, Noe trimite un porumbel afară și trimite și o cioară. Cioara merge la stârvuri și la mortăciuni, dar porumbelul n-are unde își pune piciorul și vine înapoi în corabie și trimis a doua oară. Și a doua oară când este trimis vine cu o ramură de măslin în cioc și înțelege Noe taina aceasta și spune: afară este viață. Deja Dumnezeu a început să dea viață vegetației, începe Dumnezeu să miște natura, putem să ieșim și noi, animalele din corabie ori avea de mâncare, noi vom avea de mâncare, ieșim afară, afară este viață. S-a dus Hristos Domnul la Tatăl în cer și a trimis porumbelul pe pământ ca să ne spună că acolo este viață, slăvit să fie Domnul. În istorie este consemnat un fapt interesant. Amundsen a fost un explorator norvegian. S-a dus și a descoperit polul nord magnetic și atunci n-aveau posibilitate ca și astăzi cu internetul și cu e-mailurile. Dar avea într-o cușcă, undeva acolo, un porumbel. I-a legat de picior la porumbelul acela un mesaj scurt scris pe o hârtiuță și l-a trimis, i-a dat drumul. Și la un moment dat, după luni de zile, se trezește soția lui cu cineva că îi bate în geam și când se uită, era porumbelul. Și când se uită, ce se întâmplă? Hai să văd, uite, are un mesaj legat de picior, ia să văd. Și ia, suntem bine, am ajuns unde am pornit, te iubesc. Păi s-a prăbușit în bucuria aia și s-a dus și a chemat vecinii și prietenii, hai să ne bucurăm că soțul meu este bine, am crezut că e mort. Uite, logodnicul nostru care este Iisus Hristos a ajuns unde a plecat, la dreapta Tatălui, și ne-a trimis de acolo un porumbel și porumbelul aduce mesaje de sus. Fraților și surori, eram copil și mă duceam acasă, trist, de la biserică și mă întrebau părinții: ce-i cu tine? Îți necăjit că astăzi nu ne-a vorbit Domnul la biserică nimic. În mintea mea, în creierul meu de copil, atâta știam. Când se aude în biserică, așa vorbește Domnul, ne vorbește Dumnezeu. Tot mă înfioram. Stăteam acolo și cu reverență ascultam ce are Domnul de vorbit. Dacă Domnul ne mustra, mă mâhneam. Ca copil cum eram și spuneam, trebuie să mă pocăiesc, eu-s rău, Doamne, e rău, dar trebuie să mă pocăiesc. Uite, în biserică este nevoie să vină Domnul cu mesaje și Doamne, mai dăruiește-ne proroci autentici. Un alt efect al lucrării Duhului Sfânt este efectul minunilor. În biserică este important să fie din partea Duhului Sfânt darul acesta al minunilor, fraților și surori. Ne uscăm pentru că, uite, Dumnezeu vrea să lucreze și n-are cu cine. În Africa a fost un caz, s-a dus
Un tânăr care se ruga la păstor și a zis: te rog frumos, dă-mi un loc unde să mă duc și să predic, că simt că Dumnezeu mă trimite. Și a zis: ai școală teologică? Nu. Ai citit Biblia de la cap la coadă? Nu. Și bine a făcut păstorul, că nu poți să dai la oricine orice să meargă. Bine a făcut, zice, îmi pare rău, mai stai, mai așteaptă. Și a stat și a așteptat. Și tânărul ăsta, serios fiind, mișcat de Duhul lui Dumnezeu, s-a dus undeva într-o pădure și a găsit o potecă și a găsit un izvor și o peșteră și a intrat în peșteră. Și 3 săptămâni a stat în peșteră fără mâncare. Spunea, sorbeam numai apă din izvor. Și strigam la Dumnezeu și spuneam: dacă tu mi-ai pus dorul acesta și setea asta după suflete, ca să le salvez pentru tine, fă ceva cu mine. Dacă nu i-am viața, fă ceva cu mine. Și după 3 săptămâni s-a dus iară la păstor. Și păstorul, văzând că nu mai scapă de el, că îl tot bătea la cap, o zis: știi ceva? Pun o baracă la marginea orașului. Du-te acolo și predică. Și o zis: mulțumesc, e răspunsul lui Dumnezeu pentru mine. Și s-a dus în baracă și a mai mers din biserică 2 sau 3 persoane cu el. Și a ajuns biserica aceea la 1800 de membri. Era cea mai mare din oraș. Pentru că tânărul acesta l-a pus pe Duhul Sfânt înainte. Și a zis: nu erudiția, nu școala, nu altceva, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și spune, în fiecare an, scria el, îi scria la Tozer, că Tozer avea scrisoare de la el, în fiecare an, cele 3 săptămâni mi le petrec acolo, în peșteră, strig, îi cer lui Dumnezeu viziune pentru un an întreg, ce să fac în biserică să progreseze lucrarea. Și Dumnezeu își proslăvește lucrarea cu semne și minuni, spunea el. Uite, asta ar vrea și Dumnezeu la noi aici în Albini. O perioadă au fost niște cârje agățate de perete. Unde-s cârjele alea, fraților? Unde-s? Unde-i puterea lui Dumnezeu? Unde-i părintele spre care striga Elisei, părintele din ceruri? Unde-i carul lui Israel și călărimea lui? Fraților, Dumnezeu nu s-a schimbat, dar noi ne-am schimbat. Și Dumnezeu ne așteaptă să ajungem înapoi acolo, la puterea aceea care izvorăște de sub tronul casei lui. Domnul să ne ajute! Al treilea lucru, o masă, important. Învățătura apostolilor la masă, frângerea pâinii, uite, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere social, dacă vreți, frângerea pâinii împreună, legătură frățească, rugăciune, toate aceste aspecte sunt acoperite aici, doctrină, social, sacrament și spiritual, toate astea sunt acoperite. Și Domnul zice, ce faci tu atunci când frații se adunați la cina mea, la cina Domnului, unde ești? Sau iei tu cina Domnului, vezi că asta a fost instituită de Hristos Domnul în camera de sus. Vezi că apostolii, după ce au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, frângeau pâinea împreună. Tu unde ești? Unde te duci? Ești în legătură frățească și Domnul așteaptă de la noi și lucrul acesta. În Bistrița s-a întâmplat, sora Ergi, care are acum 92 de ani, spunea că a avut o vedenie în timp ce se servea cina Domnului. Înainte de asta, erau mulți în biserică ce întrebau ca și ucenicii, nu cumva sunt eu cel care te trădează, și nu știau să mă apropiu, să nu mă apropii de masa lui Dumnezeu. Și spune, am văzut, spune sora, o masă albă în fața noastră și pe masă scria Golgota, și cine trecea pe lângă masă și trecea pe la Golgota era iertat și spălat de sângele lui Hristos și era primit la masă cu Domnul. Doamne, ai milă și de noi! Și atunci când venim la cina Domnului să fim într-adevăr iertați prin sângele Tău. Și apoi al patrulea lucru, este și mișcare în camera de sus și important lucrul ăsta, fraților, să înțelegem. Coboară de sus, vâjuitul acela, limb de foc, îi mișcare, încep să vorbească, Petru să predice, șchiopul să sară de la poarta frumoasă și sunt lucrări acolo, se face mișcare. E așa de ușor biserica din Albini să o manipulăm ca și un aparat electrocasnic. Îl scoatem din priză și totul e bine și frumos. E pace, e liniște, nimeni nu ne supără, toți îți reduci la tăcere și dictăm. Nu, asta nu vrea Domnul. Dar când pui un aparat la rețea, în priză, atunci începe să miște, poate că mai greșește ceva, sau poate nu știi tu să umbli cu el, dar mișcă, pentru că atunci când coboară Duhul Sfânt, te conectează la rețeaua cerului, la puterea cea mai mare din lumea aceasta și atunci începe cu adevărat mișcarea.
S-a întâmplat, mi-au povestit frații din Dumbrăveni, un alt frate din Agriș, din județul Arad. La ei așa de tare a mișcat Dumnezeu biserica, încât copiii mergeau la școală dimineața cu o oră mai repede și nu știau părinții unde se duc. Și i-a urmărit să vadă unde merg și fiul prezbiterului avea cheia de la biserică. Nimeni nu știau ce fac ei. Și când îi urmărește cineva acolo, băi, să văd unde merg, mă, ăștia mai repede, mă. Mergeau la biserică și stăruiau după Duhul Sfânt. Și Domnul a mișcat biserica prin copii. În altă parte, acolo unde spuneam, la Agrij, s-a dus băiatul păstorului și a zis, băi, ne-o dat ăștia afară, le-o cerut buletinul, zice, dacă aveți 14 ani, 15 ani, puteți intra, dacă nu, afară. Ce facem? Erau afară un grup mare de copii, nu erau cu jocurile și cu tot felul de lucruri care atrag pe unii astăzi, nouă, da, de unde? Ce facem? Mergem la stăruință, unde? Haideți la mine acasă. Păstorul era la biserică cu ceilalți, cu tinerii, fiul păstorului, mititel, cum era, merge acasă, zice, mă, o treaptă avem pe undeva, că acolo se suie așa pe podium. Păi zice, hai să luăm geamantanul de pe dulap. Și l-a pus geamantanul jos. Cine vrea să fie botezat de Domnul să urce pe geamantan? Și s-au urcat copiii, 30-40 de botezuri cu Duhul Sfânt în mijlocul copiilor. Domnul a înmulțit biserica de la 60 la 600. Fraților și surori, astea-s lucrurile Duhului Sfânt ale lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Vreau să mă opresc la gândurile astea și haideți, fraților, să fim mai serioși cu lucrarea Duhului Sfânt. Amin.